păcat că sunt reguli, căci iarăși trebuie să le încălcăm. Eu am plecat! Și eu! Și prima regulă, terenul de joacă pentru copii este deschis de la ora 10 până la ora 21. Păcat! Acum este ora 3 noaptea! Tati, de ce spui minciuni? E doar ora 2 și 30! Da, noaptea! Adulților interzis. Păcat. Dar regulile trebuie să fie încălcate. Așa zic și eu. Iar acum un challenge și pentru abonații noștri. Ia să ghiciți cine va sta în spatele acestui perete. Anu. Cine primul ghicește? Un indiciu. Omul fantomă. Ia să vedem cine primul a ghicit. Cine a stat în spatele acestui perete? Dar după atâtea jocuri electronice distractive, mi s-a făcut și foame și sete. Atunci hai să căutăm în food court. Poate găsim ceva să mâncăm. Wow, ce văd eu aici. Băuturi răcoritoare. Am găsit kvas de pâine. Și crezi că mai este ceva acolo? Toată ziua au fost pe aici clienți. Nu cred să mai curgă nimic, tati. Dar noi luăm și testăm. Dacă curge, e al meu. Stai, și cum acolo? Aaaa, este! Și noi să crezi, mami. Este rece! Ei, lasă și mie! Rece și bun. Eu zic, mami, să nu mai murdărim paharele și să ne punem acolo, la robinet, să ne curgă direct în gură. Stai, doar că capul nu încape aici. Păcat. Luăm cu paharul. Păi, cât ați băut kvas, noi am adunat foarte multe jucării pentru noi toți. Pentru Mihaela, Ionuț, Matei. O, e o idee bună și pentru viitoarele întâlniri cu abonații. Mami, mai curge? Desigur, ia gustă să vezi ce delicios este. De pâine? Mhm. Dar ce acolo se vede? Sunt lampă? O, și este căldură. Ce e aceasta? Lampă care încălzește? Dar uite este un calorifer. Încălzește ceva, Melissa. Oare cine să fie uitat asta? Văd ceva înăuntru. Probabil cineva a făcut comandă și a uitat să o ridice. Dar ce bine că nu s-a răcit. Dar ce bine că am găsit-o noi. Știi ce? Ia, hai să mergem. Să mâncăm? Cine știe ce e acolo? Hai să vedem. Hai la masă. Stai, să stingem și lumina asta. Ce stinge? De unde? Este acolo un buton. Ca și... Am găsit! Și unde ne așezăm? Uite aici la copac. O, natural! Da. Nu cred să fie el natural, Mircea. Ba, da. Ia să vedem o frunză. Toate, ce ai făcut? Este natural! Declanșez imediat alarma iarăși! Fiști, sunt frunzele ofilite! Este o frunză adevărată! Wow! Scuze, dragul capacel!
Mai mult, niciodată nu vă rupe nicio frunzuliță. Și cei care vor veni aici, la fel, nu vor rupe nicio frunzuliță. Poate să aducă un pahar cu apă și să ude copacelul. Ia lăsați voi copacul. Ce-i în cutie, Mircea? Și momentul culminant. Wow! Jucărie! Moale! Suc! Și drept că-i cald. Acolo, la toate jucăriile noastre. Ce este aici? Burger! Și cartofi, băi! Bine că este călduț! Și la mine e cartoful! Dar acest breloc este în formă de pieră. Deja mă trați la suc. Stai. Dar trebuie să-mi pun telefonul la încărcat? Mâine dimineață să ne trezească. Da, e urgență. Aha, și cum o pui în priză, tati? Nu vine să cred! Este un încărcător fix în copac. Ce idee faină! Și se încarcă! La Chișinău, în tuiul vierii, a venit iarna! Chiar la zi de mult! Hai să ne luăm săniuțele! Așa! Ulo-lo! Am plecat! Repede! Hai, Lisa! Înfingeți-mă! Și acum Mircea! Și a plecat! Mami, ești grea! M-am întors! Mai o parte! Hai, tati! Cu parașuta! Copiii se distrează pe pârtie, eu cu tati jucăm basket! Hai, tati! Cu o minge de mâni! Ui! Wow! Este! Mă duc și eu! Ce? Yeah! Și haide! Ua! Mâniți de mingea! Da! Asta ce? Așa am văzut, mă, mi-am fiu. E bine? Oamenii a dat în poarta ei. Să vedem cine primul ajunge. Iar eu îl prind. Iubi! Wow, și leagă-ne de când m-am dat. Și eu! Pentru bebeluș. Și eu mă dau. Cât de mult îmi place. Iar eu vă mai întrezesc de sus. Cine se dă cel mai tare în leagă? Tati, ai grijă la voi! Nu mă duc în mine! Dă mâna! Nu, mami! Iar acum, cel mai fain topogan de aici pentru copiii mari este această centrifugă pe care trebuie să ne aruncăm direct în țintă. Da! Să fie ca și vârtejul! Cam așa! În țintă! Te văd! Aici! Wow, și... Mircea ca la circ, cu motocicleta, Mircea! Eu sunt Alcul! Data trecută, copiii au găsit o brățară și au reușit să extragă din acest aparat apă. Eu am două! Deci șansele mele cresc! Și acum eu! Dar stai că nu știu cum să pornesc! Ia să vedem! Și... Și... Și nimic! Și...
Și... nimic. Și acum voi încerca să merg pe pereți. Roata morții! Motocicleta nu mai are bine. Elisa, mai găsim pe undeva mâncare. Hai să vedem. Intrăm în restaurante? Da, hai! Voi ați reușit vreodată să ajungeți în casa unui blogger? Doar mai ales în restaurantul lui! Iată aici, o putem găsi pe Sabina Rusnac, care are cele mai sărătoase rețete și sunt foarte gustoase! Hai să încercăm salatera! Mm-hmm. Doar că nimeni nu e acasă! Dar noi avem cheia de acces. Mulțumim! Ei, dar cheia! Mami, stai de pace! Ce vrei să zici? Uite că ei deja au plecat! Păi hai și noi după ei! Ușa nu e de unică folosință! Mai repede! Hai că-i de aici intrarea! Wow! Ce mare! Și ce bucătărie am găsit aici! Vreau și eu să avem ușa acasă! Să gătim diferite salate! Oh, Melissa cu Mici au plecat acolo! Wow! Mami, tu vreodată ai fost acolo unde se prepară pizza, în pizzerie? Ce văd! O masă unde se gătește aluatul pentru pizza! Lasă tu, mami, masa, căci eu văd altceva! Un cuptor pentru pizza! Eu verific ce este aici! O, frigidie! Interesant! Ce miros de mentă! Căpșuni! Și cât de multe! Poate luăm de aici și preparăm noi ceva? Wow! Cât de multe fructe sunt la tine! Ia să văd! Wow! Este plin ochi! Și cât de multe băuturi! Și cât de aranjat este totul! Dar ce e acesta? Cred că știu! Sunt floricelele din salate! Mereu le mănânc eu! Sunt foarte bune! Cred că nu se va supăra! Nu am băut niciodată kombucha! Acum avem ocazia să gustăm! Dar stai puțin! Avem și salată! Vreau să gust și din astea! Așa! Vreau să văd cum arată în interior! Wow! Cuptor ca la bunică! Când coace pâine! Încă unul! Două! Pizza în cuptor? De parcă ne așteaptă! Wow! Câte sunerii sunt aici! Și cât de curat este! Încă un frigider! Ia să văd ce este aici! Înghețată cu căpșună! Arahidie sărată! Și... ciocolată neagră! Neapărat vreau să gust! Mircea, pregătește-te! Poftim salatele! Și sticlele! Niciodată n-am băut kombucha! Nici eu! Delicios! Foarte gustos! Acum trec la înghețată! Wow! Este cu ciocolată neagră! Preferata mea! Și eu cu căpșună? Chiar? Da! Ce miros! Super! Acesta cu ce este?
cu fistic. Tati, dacă va vedea asta, cu siguranță mănâncă toate pachetele de înghețată. Eu o mănânc cu caramelă sărată și cu arahide. Mmm! Super! Dar trec mai departe la salată. Eu mănânc frunzulițele, adică florile, și apoi mâncăm înghețată. Mami, nu sunt cumva prea multe coincidențe în City Mall? Nu știu ce coincidențe, dar eu îmi iau pizza. Uite ce bine arată! Și e călduță! Mie de aici îmi place foarte mult peștele acesta. E superb! Mami, tu pregătești mâncarea, iar eu băuturica. Ce băutură? Vom face un ceai pentru imunitate de zmeură și... Wow! Și maracui. Eu vreau de zmeură. Bine, eu ceva mai exotic. Și se prepară, cred că foarte simplu. Ți-ai pregătit? Stai, dar cu ce? Îți trebuie apă, tati. Apă? Apă de la robinet? Nu, mami, este în frigider, mami, apă. Vai, cât de gustos a fost totul! Ia stai puțin! Vreau să le scriu eu un mesaj. Dar ce este în această încăpere? Ia stai puțin! Noi suntem filmați? Dacă ne vede cineva? Mircea! Hai că ți-am adus și apa! El amestec, nu multă apă, ajunge, suficient. Așa, atât. Cine vrea pizza? Cine vrea ceai? Noi! Hai, poftă bună! Și un test drive la pizza, pepperoni. Gustos! Foarte gustosă! Dar asta ce-i? Acadele! Bă, nu! Jeleuri! Cu inel? Chiar! Au surprize! Ia să vedem! Și ursuleți! Cât de drăguțărotu! Mulțumim de masă că a fost bună și gustoasă! Nu am mai rămas nimic! Ne plecăm la altă casă! Până ați mâncat voi acadelele, ați rămas și fără pizza! Se la vii! Și ursulețul Freddy îl mănânc. Delicios! Iar eu m-am ales cu cadouri. Un inel și o clamă de păr. Și eu un inel de fete. Și un ursuleț! Foarte drăguț și... gustos! Sală de conferințe. Copii, veniți să vă povestesc ceva foarte științific și foarte frumos. Este! Mami, mie mi se cam somn. Dar unde se doarme mai bine decât la o conferință, a, mami? Drept zici, tate. Uite, și canapelea. Nu mai bine de dormit. Acum hai să alegem o temă pentru conferință.
Păcat, mami, că nu avem un moderator, dar de asta bun, cu o temă interesantă, interesantă. Cultura locului, spre exemplu. Doar copii? Unde sunt copiii? Mircea, Melissa! Melissa, Mircea! Unde sunteți? Hei! Haideți la culcare! Nu vă este somn! Nu, noi vrem încă să ne mai distrăm! Da! Eu zic că e prea târziu, chiar dacă este challenge-ul 24 de ore în mall. Mami, dar noi vrem să întâlnim zorile. Corect! Și unde putem întâlni mai frumos decât la City Mall? Chia, ce fain! Pe terasă afară? Mai avem încă puțin! Plaznicul! Și Maria? Fugim! Rapid! Hai să-l trezim pe tati! Și să fugim în celălalt bloc! Da. Deci gândi-te mai repede! Maria, ai venit un coace mai rapid! Să nu ne prindă paznicul! S-a deschis! Parcă am scăpat de el! Haideți să mergem la terenul de joacă! Apropo, păi știți cum înainte se numea Zitimon? Zorile! Atunci încurajați-ne cu un like să putem întâlni zorile chiar aici, la Zitimon! Haideți! Haideți să vedem un etaj! Acolo este Zitimon! Da! V-am zis eu că nimeni nicăieri nu ne prinde! Distracție în tot parcul de distracții, dar și în tot mall-ul. Da. Bună seara, v-a distrat bine? Ce e acolo? Acum vă rog să mă urmați. Cheamă poliția. Interzice ce să mai venim la parcul de distracții! V-am spus că nu e o idee bună, tati! Dragi abonați, așa voi să nu faceți! Și cum v-a plăcut la noi la City Mall? Ne-a plăcut! Noi așa nu mai procedăm niciodată! Niciodată! Mai vă rog frumos să nu chemați poliția! Ne scuzați, vă rog! Da! Noi îndeplinim orice, numai să nu chemați poliția. Spuneți acum. Nu vreți să chem eu poliția? Am eu o idee pentru voi. Orice idee are. Probabil să muncim. Mai bine decât pe mâna poliției. Da, sau să ne interzicăm să venim aici. E simplu. S-a adunat la acest video 20.000 de like-uri. Like-uri? Da. 20.000 de like-uri. Cumva despre noi? Da, Maria ne-a spus, sunteți familia Milimil. Mario, ce-ai făcut? Păi cum, ne-am distrat, ca într-o poveste. Aha, ca într-o poveste. Ne-am distrat la maxim. Maria Mirabela. Continuăm să ne distrăm? Ia, lăsați voi poveștile. Mario, tu cum? Comunicai cu paznicul chiar de la început? Da, dar pe cine ne deschidea ușile? Cu paznicul? Da. Și tot timpul v-ați distrat pe seama noastră? Vă distrați și voi, ne distrăm și noi. Iată că am reușit să îndeplinim acest challenge. 24 de ore în City Mall! Tati! Am întâlnit și zorile! Da, este ora 5 și o minută dimineața. Deci întâlnim zorile cu zorile! Cu toți abonații! Dar și eu zic că asta merită un mare, mare like și o abonare din partea tuturor celor pe care ne-au urmărit. Și noi ne vedem în următorul challenge. Cu mare nebunie! Haideți!